Coșmar la un festival de muzică din regiunea Celeabinsc din Rusia. Trei oameni, printre care doi copii, și-au pierdut viața după ce o furtună puternică a lovit orașul Mias. Alte nouă persoane au fost rănite. Uraganul a făcut ravagii pe teritoriul taberei unde se desfășura concursul pieselor de autor Ilmenski. Rafalele au doborât zeci de copaci, inclusiv pin cu o vechime de sute de ani. Toți copiii care participau la festival au fost evacuați de urgență. Anchetatorii vor investiga cazul după ce organizatorii evenimentului au ignorat avertismentul meteorologilor că o furtună o puternică se va abate asupra regiunii, circa 30.000 de oameni au venit la festival.